Turismul montan este una dintre principalele atracții ale Maramureșului. Odată cu începutul sezonului turistic, în județ au început să apară grupuri de străini, în special din Occident, care au venit să se bucure de frumusețile zonei. Totodată însă și solicitările la Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș au crescut considerabil în această perioadă. Numărul solicitărilor a crescut. Probabil și datorită faptului că din cauza pandemiei lumea încă ezită să iasă afară, în străinătate, sunt foarte mulți care se îndreaptă spre zonele noastre, ceea ce e foarte bine, deci în tot rău a fost și un bine. Sunt foarte mulți turiști care ne tranzitează județul, atât turiști români cât și turiști străini. Sunt grupuri care vin de peste tot, am văzut și grupuri din Franța, și grupuri din Anglia, și grupuri din Germania, și când zic grupuri vorbesc de persoane. Zonele noastre sunt deosebit de spectaculoase, Maramureșul e ceva unic. Și unic și din punct de vedere al frumuseților, cât și din punct de vedere al posibilității și capacității de intervenție. O zonă foarte vastă. Suntem în primele trei județe ca zonă, ca extindere, zonă montană și zone de deal din România. Reprezentanții Salvamont Maramureș spun că nu există anumite zone de unde se primesc cele mai multe solicitări. Probleme apar adesea deoarece traseele montane din județ au grad destul de ridicat de dificultate, iar drumețiile se întind și pe intervale mari de timp. În aceste condiții, în unele situații, și salvatorii montani au nevoie de câteva ore pentru a ajunge la turiștii aflați în dificultate. Am avut solicitări din Țibleș, am avut solicitări din Munții Gutâi, am avut solicitări din Borșa, Munții Maramureșului. Zonele sunt deosebit de grele pentru că accesul este foarte dificil în unele zone și de foarte lungă durată. În momentul de față, în Maramureș, sunt 5 formații acreditate și ar trebui să existe 30 de salvatori montani angajați. În realitate, însă, sunt doar 10. Pe lângă aceștia, instituția mai are încheiate încă 38 de contracte de voluntariat cu salvatori montani atestați și 40 de contracte de voluntariat cu salvatori montani aspiranți.